Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi testa și prezenta o sursă în comutație unde pe ieșire avem tensiunea de 36V la un curent de maxim 7A, deci puterea pe ieșire de aproximativ 250W. Să începem cu o mică explorare a părții electronice, dar pe repede înainte. Pe intrarea de 230V și ieșirea de 36V avem conector bloc destul de robuști, distanța între terminale fiind de aproape 10 mm. În serie cu intrarea de 230V există o siguranță fuzibilă lentă de 5A și un termistor pus pentru a prelua curentul mare de pornire. În engleză se numește inrush current. Filtrul de mod comun pentru a nu lăsa zgomotul creat de sursă să se ducă în rețea. Practic avem câte o bobină în serie pe fază și pe nul. Avem puntea redresoare în zona aceasta și filtrarea cu ajutorul a două condensatoare electrolitice de 82 de microfarazi. Condensatorii sunt puși în paralel. 82 de microfarazi fiecare. Celălalt, se vede valoarea lui? Scrie probabil pe partea cealaltă. Tranzistorul MOSFET CS20N65A e de 20A și 650V. Văd că are un RDS-on, adică rezistența de răsursă destul de mare, 0,5 ohmi, pentru un tranzistor MOSFET e destul de mare. Optocuplorul L817 pus între primar și secundar. Să verificăm și acel condensator nepolarizat, pus între primar și secundar. Să vedem dacă este clasă Y1 de protecție, foarte important. Da, e clasă Y1. Aici avem controllerul PVM CR6842S. Pe aceste radiatoare din față, de pe ieșire, avem diodele Schottky. În fiecare capsulă sunt două diode, având catodul comun. Da. Anodul vine dinspre secundarul transformatorului și catod comun. Bineînțeles că avem două astfel de componente, în fiecare capsulă fiind două diode Schottky. Pe ieșire avem filtrul format din trei condensatoare puse în paralel de 1000 de microfarazi fiecare. Asta înseamnă aproximativ 3000 de microfarazi. La 50V este foarte bine. Ca de obicei, pe ieșire mai avem și un filtru LC trece jos, format dintr-un inductor în serie de aproximativ 2 microhenry, dacă am observat, măsura de mine, și condensatorul de 470 microfarazi. Pe spate nu v-am arătat distanța dintre circuitul de tensiune periculoasă, de primar și secundar, așa îi zic, primar-secundar. Să spunem de aproximativ 9 mm, destul de mare distanța, chiar foarte mare în comparație cu alte surse. Eu întotdeauna când testez o sursă în comutație cumpărată de pe internet, o verific cu ajutorul unui bec incandescent în serie, pe intrarea de rețea. Acum este pus becul incandescent în serie. Ca să fie în regulă, filamentul acelui bec trebuie să aprindă pentru foarte scurt timp și să se stingă. Dacă stă aprins, nu este bine. Să verificăm. Este în regulă. Observăm că la ieșirea acestei surse în comutație avem un LED roșu. Hai să eliminăm becul. Punem fără. Pe intrare avem 230V. Da, 230V, iar pe ieșire trebuie să avem aproximativ 36V, să verificăm. Asta trebuie să pun invers. Aproape de 36, 35,9V. Mai departe, să testăm stabilitatea tensiunii acestei surse în comutație de 36V și acel curent maxim de 7A. Pentru că acest electronic loader, această sarcină variabilă, nu poate decât până în 150W, am fost nevoit să pun
rezistoare pe post de sarcină. În cazul acesta am pus 3 rezistoare de câte 8 ohmi fiecare legate în paralel pentru a ne da 2,6 ohmi. Deoarece, conform legii lui Ohm, pentru a testa la curentul maxim, e nevoie de un rezistor de aproximativ 5 ohmi și ceva de 250 W. Nu am un rezistor de 250 W, așa că, da, cumva am împărțit puterea disipată, care că ar trebui să fie în regulă, să pot testa puțin peste 7 amperi, nu foarte mult. Am pornit electroniloaderul, să pornim sursa în comutație. Pentru a măsura tensiunea de pe ieșirea sursei în comutație, vom pune acest multimetru setat pe măsurarea tensiunii. Așa că, în cazul acestui electronic loader, vom fi atenți pe curent, partea de curent, și pe tensiune vom fi atenți la acest multimetru. Înmulțim tensiunea ori curentul de aici și ne dă puterea maximă de pe ieșirea acelui alimentator în comutație. Să pornim electroniloaderul. Avem 2 amperi, iar tensiunea de pe ieșirea sursei în comutație e foarte stabilă. Am depășit 3 amperi. Depășit 4 amperi. 5 amperi. Tensiunea pe ieșirea sursei rămâne stabilă. 6 amperi. 7 amperi. Tensiunea pe ieșire rămâne stabilă, de 35,9 V. Hai să verific atât cât se poate cu acest termometru cu infraroșu, prezentat în clipurile mele anterioare, să verific cât se încălzește acea sursă în aer liber. Doar o aproximație, să ne dăm cu părerea. Da, pare în regulă. Nu pot să țin testul prea mult deoarece mi se încălzesc rezistoarele excesiv plus electroniloaderul meu, însă sursa rămâne doar caldă. Pot ține mâna pe acest radiator lejer, fără niciun fel de problemă. Transformatorul cald, nu frige. Hai să mă opresc aici, da. Da, e normal, nu e nicio problemă. Ați observat că tensiunea pe ieșire rămâne stabilă, iar în plus respectă acel curent pe ieșire de maxim 7 amperi. Cu siguranță poate mai mult, dar nu am o sarcină pe ieșire suficient de puternică. În continuare, să măsurăm ripple-ul în gol și în sarcină. La sonda acelui osciloscop am adăugat o sârmă din cupru cositorită, ca să nu mai stau să cumpăr eu de pe internet. Am improvizat astfel încât să nu introducem alt zgomot parazit din afară. Adică să măsurăm cât mai exact, cât de cât posibil. Să măsurăm în gol. În gol se observă că avem un riplu sub formă de dinte de fierăstrău, de aproximativ 100 de milivolți vâr la vârf și o frecvență de 58 de Hz. Dar asta se întâmplă doar în gol, deoarece odată ce pornim sarcina, acel riplu dispare. Atenție, nu este de la electronic loaderul meu, ca să vă demonstrez. O să scoatem plusul și minusul acestui electronic loader, că poate vor fi cărcotași și nu. Gata. Iar acum o să vă arăt că nu este de la electronic loaderul meu, tot acela semnal pe ieșire, da? Deci nu e. Iar acum să verificăm în sarcină.
Pornim electronic loader-ul. Dacă vom crește sarcina variabilă, observăm că va crește frecvența. Un moment. Așa. Și la peste 500 de miliamperi am observat că acel ripple scade. Amperi și ceva. Avem un ripple chiar foarte bun. Nu e rău deloc. N-am de ce să mă plâng. 70-80 de milivolți vă la vârf. Pum, e perfect. Încerc să cresc un pic mai mult. Ai aproape de 4 amperi. 4, atât. Că nu poate sarcina mea variabilă. E în regulă. Avem un ripple foarte bun. Iar acum să măsurăm și să testăm eficiența acestei surse. De data aceasta o să țin în mână camera. Deocamdată nu avem nicio sarcină pe ieșire. Să verificăm curentul. E de aproximativ 10, 5, 10, cam 10 mA în gol. Am dat pe putere și vom cere pe ieșire aproximativ 120 W. Cu aproximație. Un moment, că am dat prea mult, cam 120 W aș vrea. Îl lăsăm pe aici, 125,1 W pe ieșire, iar pe intrare aproximativ 140,141 W. Și ne dă o eficiență de aproximativ, din calculul meu, de aproximativ 88,7%. În cazul acesta, observăm că cam 15 W, 141 W pe intrare și 125 pe ieșire. Cam 15 W disipă termic, e pierderea prin căldură a acestei surse în comutație. Să tragem și concluziile. Tensiunea pe ieșire e stabilă la curentul maxim de 7 A. Am rămas chiar surprins de ripple, fiind de maxim 100 mV vârf la vârf, chiar nu e rău. Mă gândeam să fac și un test de scurt circuit, dar am renunțat. Însă, în timp ce măsuram ripple-ul, am și făcut, din greșeală, testul de scurt circuit. În cazul acesta, atinsesem plusul de radiatorul de răcire a acelor diode Schottky. Iar radiatorul a observat că e conectat la minusul ieșirii. Până la urmă a supraviețuit fără probleme, sursa de 36 V. Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!